câte lucruri sunt la facultatea. De ce? La română, 9 la mate și a luat 8-80 la geografie. Județul Dâmbovița a înregistrat un procent de promovabilitate a examenului de bacalaureat de 35% față de 53% cât a fost în sesiunea de vară din 2010. Anul acesta, toți cei 124 de elevi ai grupului școlar AUT au picat examenul, situație care alarmează conducerea Inspectoratului Școlar Dâmbovița. Au existat cazuri la câteva licee din Pucioasa sau Găiești, unde numărul elevilor care au promovat a fost sub 10. Domnul inspector, care este procentul de promovabilitate al examenului de bacalaureat anul acesta față de anul trecut? Da, anul acesta la examenul de bacalaureat avem un procent de 35% elevi reușiți, iar anul trecut în aceeași sesiune, sesiunea iunie-iulie, am avut 53%. Vreau să vă spun că pe noi, ca și inspectorat școlar și pe mine ca inspector general și ca profesor, această cifră nu mă bucură deloc. Este un lucru pe care s-ar putea sau s-ar putea să nu le explicăm. La aportul insuccesului, pentru că eu îl consider un real insucces de anul acesta, am concurat cu toți, elevi, profesori, părinți. Din nefericire avem liceul AUT din Târgoviște, unde niciunul din cei 124 de elevi nu a promovat examenul de bacalaureat, un liceu care și anul trecut a avut procentaj foarte mic la bacalaureat. Au existat însă și situații excepționale, 5 elevi au luat 10 pe linie, iar cel mai bun procent de promovabilitate l-a înregistrat liceul de artă Bălașa Doamna din Târgoviște, unde 94% dintre elevi au promovat. A fost bine, da, a fost bine. În economic s-a luat decât un 10, media, a picat jumate și cam atât. Ți-a părut vreo materie grea? La matematică a fost destul de dificil, a fost mai greu ca la olimpiadă. V-au intimidat în vreun fel? Nu, nu. Da, a fost bine. A desfășurat. Există și un liceu în Târgoviște. Da, AUTO. Știu. Am niște prieteni de acolo care au dat la numărul 5. Și azi că a fost foarte supravegheat și n-au putut nici să miște nimic tot ce au știut ei. Și atât. Nu e normal? Doar toți știi? Ba da, dar la altele s-au mai lăsat. S-au mai lăsat. Părinți, da. Din partea noastră ușor. Copiii a suportat tot. Deci, ca atare, noi suntem mândri de copilul nostru. A luat, da. Are și o medie destul de mare, da. Da. Mi se pare că tot anul acesta a fost supravegheat cu camere video. Credeți că e ceva normal? Vreun fel pe copii? Nu are de ce să intimideze, dar e ceva normal. Ceva normal, adică ceva legal care să e pus în... În toată țara sunt foarte multe. În toate. N-a luat. Am auzit, nu știu cum să mă exprim, nu știu cum să... Într-adevăr, un examen corect. Până la urmă, da. Un examen corect. Așa a fost, da. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița spune că acest rezultat este unul nemulțumitor și reprezintă un semnal de alarmă pentru învățământul dâmbovițean.